Holde Agri Invest este o companie care se ocupă cu exploatarea terenurilor agricole pe care le deține în proprietate sau pe care le are contractate sub formă de arendă. Vedem că activele totale au crescut cu aproximativ 73% comparativ cu sfârșitul anului 2020. Dintre acestea, activele corporare au crescut cu peste 40 de milioane ca urmare a investițiilor în reînnoirea flotei de mașini și utilaje, a derulării investiției în extinderea capacității de însilozare a grupului din zona Călinești, dar și a punerii în funcțiune a primului proiect de irigație în zona Frumușani. Fondul comercial a crescut cu peste 3 milioane lei față de începutul anului, ca urmare a achizițiilor societăților Agrofields Future SRL și Interprest Agrotech SRL. Soldul construcțiilor deținute de grup a crescut cu valoarea proiectului de irigații pus în funcțiune, în timp ce poziția imobilizărilor în curs include investiția în extinderea capacității de ensilozare de la Călinești, proiect ce urmează a fi finalizat în prima parte a anului 2020. Totodată, creșterea activelor circulante de 103% față de anul anterior a fost determinată în principal de stocurile de produse finite și de producția în curs, aferente unei suprafețe aflate în exploatare de aproximativ 9800 de hectare. Stocurile de mărfuri cuprind cantitățile de îngrășăminte achiziționate pentru a fi utilizate în ciclul anului agricol 2021-2022. Creanțele comerciale au crescut și ele cu 64%, iar alte creanțe, inclus subvențiile APIA, asociate anului agricol 2020-2021, neîncasate la data de referință, soldul TVA de încasat și creditori diversi. Numerarul și activitățile de numerar în valoare de 3,6 milioane lei reprezintă resurse atrase în cadrul creșterii de capital social derulate în perioada mai-iulie 2021 prin BVB. Datorile pe termen lung în valoare de 51 milioane lei sunt în creștere cu 13% față de sfârșitul anului anterior, ca urmare a finalizării achiziției Agrocom Exim Prod și a derulării investițiilor în flota mecanizată. Pe cealaltă parte, datoriile pe termen scurt au crescut doar 39% față de începutul anului și sunt reprezentate în principal de partea curentă a creditelor bancare și de achizițiile de inputuri pentru perioada pentru producția unui agricol curent. În ceea ce privește veniturile, în 2021 cifra de afaceri consolidată a grupului a crescut cu 46% față de perioada corespondentă a anului trecut, ajungând la 59 de milioane lei versus 41. Veniturile totale au inclus 41 milioane lei din vânzarea de produse agricole și mărfuri, în creștere cu 53% față de perioada similară a anului anterior. Veniturile din subvenții aferente producției au crescut ca urmare a extinderii suprafețelor operate. Comparația față de 2020 nu este relevantă, deoarece sumele aferente pe aceste perioade au fost influențate în mod semnificativ de încasări de subvenții APIA aferente anilor anteriori și despăgubirile de secetă și asigurările primite. Totodată, suprafața totală exploatată pe parcursul anului 2021 a fost de 8500 aproximativ de hectare, dintre care aproape 2000 în regim ecologic, în trei nucleare grupului, Roșiorul, Frumușan și Videle. În anul agricol anterior, Holde a obținut 28.000 de tone de culturi tehnice versus 24.000 de tone în anul agricol 2019-2020. Cheltuielile de exploatare au înregistrat o creștere de 55% față de perioada corespondentă anului anterior. Această evoluție a fost în principal determinată de creșterea cu practic de dublarea cheltuielilor cu inputurile necesare formării recoltelor anului agricol deja valorificate. Evoluție determinată de trendul general de creștere la nivel global a prețurilor materiilor prime și energiei, precum și extinderea suprafeței operate. Acestea au fost cu 16% mai mari față de previziunile bugetate, deviația fiind influențată inclusiv de achizițiile de ferme noi efectuate în timpul anului. Cheltuielile cu arenda și cele cu personal au crescut comparativ cu anului 2020. În urma extinderii suprafeții exploatate, a nevoie de dezvoltare a centrului de servicii partajate a grupului, dar și a presiunilor inflaționiste. Cheltuielile cu arenda au depășit 15% previziunile pe fondul reînnoirii unor contracte de arendă și adițiilor de contracte în timpul perioadei. Cea mai mare creștere a cheltuielilor, 55%, de fapt creșterea mai mare a cheltuielilor, 55% față de cea a veniturilor, 46%, a făcut ca profitul brut să fie similar cu cel obținut în 2020. Rezultatul net s-a îmbunătățit,
ca urmare a faptului că impozitul pe profit plătit de holding a fost semnificativ mai mic în 2021 față de 2020, respectiv 157.000 de lei versus 1.600.000.